Am revenit la dezbatere electorală. Fac din nou precizarea. Domnul Daniel Sav nu a dorit să participe la emisiune, dânsul nu s-a înscris pentru timpul de antenă. La doamna Bozianu, din partea PNP, a fost o problemă, eroare de comunicare pe e-mail. Mesajul a venit prea târziu și dânsa nu a avut timp că ar fi participat. Continuăm așadar cu proiectul numărul 3 al candidaților la primăria municipiului Ploiești. Ei sunt așezați în ordinea pe care îi găsiți pe buletinul de vot. Ați văzut în prima parte și au prezentat primele două proiecte electorale, urmând acum să-l prezinte pe al treilea, iar la sfârșit, fiecare dintre dumneavoastră va vorbi un minut și jumătate liber despre alte proiecte sau o descriere sau ce vreți dumneavoastră să transmiteți ploieștinilor. Rugămintea mea este să nu interferați cu ceilalți candidați, să vorbiți strict despre dumneavoastră în fața ploieștinilor, pentru că s-ar putea să fie și ultimul mesaj televizat pe care îl vor vedea până în ziua votului. Vă mulțumesc. Așadar, doamna Grațiela, proiectul numărul 3, noi am zis din domeniul învățământ, puteți să alegeți alt proiect fără nicio problemă, noi le-am pus așa într-o formă. Vă rog frumos, 2 minute din momentul în care începe. Pentru că la fel ca și pentru sănătate, Grațiela Gavrilescu, primar, va acorda o atenție deosebită pentru educație. Pe mandatul meu de primar, părinții nu vor mai scoate bani din buzunar să dea copiilor ca să-i ducă la școală. Și tot pe mandatul meu de primar, voi cere consilierilor locali și implicit direcțiilor de specialitate ca să se întoarcă banii înapoi către școlile care fac venituri proprii. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar școlile din Ploiești încă nu au standard european. Și dacă cineva muncește să agonisească un leu, banul trebuie să se întoarcă la cel care știe să managieze bine. Un alt lucru extrem de important este că împreună cu inspectoratul școlar trebuie să reanalizăm rețeaua școlară. Este un lucru extrem de important dacă vrem să ne uităm bine în ceea ce se întâmplă pe piața muncii. Și lucrul acesta se poate face chiar în această vară, astfel încât, cu data de 1 septembrie, să punem altfel lucrurile într-o altă ordine. Și mai există multe alte lucruri pe care trebuie să le facem. Avem nevoie, se simte nevoia la Ploiești și mai ales în județul Prahova de un liceu sportiv. Cei care vor să facă matematică și să devină matematicien, să o facă. Dar cei care au talent sportiv trebuie să învețe și ei undeva. Și de aceea ne și permite. Putem să transformăm vechiul liceu Teleajăn în liceu cu profil sportiv. În felul acesta, lucrurile se rezolvă pentru cei care iubesc sportul. Și în felul acesta, reușim, ca de mici, să-i formăm pe fiecare direcție și în funcție de abilitățile respective pe copiii noștri. Și un lucru extrem de important, fiecare școală trebuie să aibă un teren de sport sintetic și trebuie împreună cu toate asociația municipiilor din România să stăm la ușa guvernului ca proiectul de construcție de săl de sport să continue. Iar acolo unde se simte nevoia urgentă, trebuie chiar din banii noștri ai municipiului să-i punem pentru ca acei copii să aibă acea sală de sport. Mulțumesc, un lucru... mulțumesc frumos, doamna Grațiela, timpul noastră expirat. Domnul Cristian Ganea, candidatul PSD la primăria Ploiești. Domnule Ganea, 2 minute. Îmi pare foarte bine că aici în sală sunt oameni care la un moment dat avem aceleași proiecte comune. Deci proiectul cu liceul sportiv care dorim să-l înființăm este și face parte din planurile noastre. Și sunt perfect de acord cu ce a spus doamna Grațiela. Deci înființarea unui liceu sportiv pentru copii este pentru încă o dată în această seară anunțat în această sală. Noi avem un program pentru ca tinerii din școli să nu mai plătească transportul în comun, să aibă Wi-Fi gratuit în școli, ca modernizarea infrastructurii școlare să se facă pe bani, dacă putem, europeni, pentru că sunt cei mai ieftini bani, dacă nu din buget propriu. Am dorit ca paza tuturor instituțiilor școlare să fie făcută pe banii primăriei și nu din banii părinților, pentru a putea pune în aplicare acea hotărâre de consiliu în 2006, în care în weekenduri și în vacanță orice copil până în 18 ani poate intra și se poate juca pe terenurile de sport, fie ele de beton sau sintetice. Deci copiii sunt viitorul nostru. De copii depindem noi.
Atât am de spus. Domnul Adrian Dobre, candidatul PNL la primăria municipiului Ploiești. Domnule Dobre, 2 minute. Școala reprezintă unul din principalele, din principalul pilon de dezvoltare al oricărei societăți. Dar pentru aceasta, în primul rând, trebuie să scoatem această idee prin care părinții dau bani pentru copii la școală. Fondul clasei nu trebuie să mai existe. Pentru acest lucru, trebuie în primul rând să dimensionăm corespunzător bugetul Consiliului Local și nu să avem sume de 3.000 de lei pe fiecare unitate de învățământ, așa cum se întâmplă acum în Consiliu, cum s-a aprobat în Consiliul Local prin buget, sau cum s-a aprobat în 2014, 2.000 de lei pe fiecare unitate de învățământ. Trebuie să avem o dimensionare corectă pentru fiecare unitate de învățământ în funcție de necesitățile existente la nivelul fiecărei școli. Totodată trebuie dezvoltată și infrastructura de învățământ. Sunt foarte multe solicitări venite din partea părinților pentru a crește numărul de grădinițe. În programul nostru, programul Partidului Național Liberal, avem 3 proiecte de grădinițe care sunt finanțate pe Ministerul Învățământului în cartierul 9 Mai, în zona liceului 1 Mai și în cartierul Bereasca. De asemenea, trebuie să dezvoltăm pe lângă zona de învățământ și zona prin care copilul este sănătos, adică sportul. Avem foarte multe școli care necesită baze sportive. În proiectul nostru se regăsesc o bază sportivă pentru în școala 10 și o sală, un bazin de not în școala 31. De asemenea, trebuie să avem grijă de ceea ce înseamnă performanță în școli. Iar municipalitatea trebuie să devină un partener al performanței. Acolo unde avem copii care au performanță deosebită, unde avem profesori care se ocupă de acești copii care au performanță, municipalitatea trebuie să vină lângă acești copii și să dezvolte această performanță în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu în continuare, domnul Raul Petrescu, candidatul UNEPR la primăria municipiului Ploiești. Domnul Raul, 2 minute. Refacerea substanțială și modernizarea infrastructurii edilitare este una din prioritățile pe care viitoarea guvernare locală UNEPR și-o va asuma. Avem cartiere în care nu avem gaze, în care nu există asfalt, în care nu există rețea de alimentare cu apă uzată, așa cum este cartierul Tinerilor, așa cum este cartierul Pictor Rosenthal, așa cum este cartierul Mitica Apostol. Vom adopta un tratament egalitar pentru toate cartierele Ploieștiului. Vom stopa această discriminare în ceea ce privește prioritizarea investițiilor. De asemenea, acolo unde există o calitate precară a proiectării, a construirii acestor drumuri, a tuturor străzilor din Ploiești, vom interveni pentru a reface aceste hibe. Nu putem vorbi de crearea unui nou parc industrial, în care primăria Ploiești să fie unicul acționar. Nu putem vorbi de școli performante, nu putem vorbi de creșe moderne, nu putem vorbi de atragere de investitori, de facilități fiscale pentru aceștia, fără a avea o infrastructură de tip european, fără a avea toate cartierele Ploieștiului aliniate la un nivel de decență, fără ca aceste cartiere să poată permite ca oamenii să trăiască într-un mod decent și satisfăcător. Sunt cartiere în care nu există iluminat public, vezi cartierul Tinerilor. Cred că acest lucru trebuie să genereze o prioritate și va genera atât din partea mea, cât și din partea celor mai tineri candidați la Consiliul Local Ploiești, tineri de carieră în companii private, profesori de top, juriști în entități non-guvernamentale. Modernizarea infrastructurii edilitare și dezvoltarea durabilă reprezintă cel de-al treilea proiect primordial pe care ni-l vom asuma, pentru că Ploieștiul, deși este al 9-lea oraș din țară ca nivel de locuitori, din păcate ajunge să nu mai fie dat ca exemplu. Mulțumesc, domnule Raul Petrescu. Timpul nostru a expirat. Vă rog, doamna Gabriela Anghel, candidatul PND la primăria municipiului Ploiești. 2 minute, vă rog. De profesie sunt profesor de engleză și franceză și vin oarecum din sistemul de învățământ.
Cred că indiferent cât am investi în școli, indiferent cât am investi în materialul didactic, indiferent cât am investi în tot ceea ce înseamnă infrastructură școlară, dacă nu ne apreciem profesorii și dacă nu găsim o posibilitate de a motiva acești oameni să obțină în continuare performanță cu elevii, nu vom face nimic. De aceea, prioritatea către învățământ consider că este aprecierea la justa valoare a cadrelor didactice care participă la procesul de învățământ și care îl și creează. În altă ordine de idei, trăim în secolul 21, un secol în care deja este al doilea secol care îl parcurge marea invenție care se numește internet. La ora actuală, noi nu avem internet gratuit în fiecare instituție de învățământ. Mi se pare o prioritate, mi se pare un acces liber la informație pentru copii și mi se pare un lucru despre care nu mai putem să lăsăm deoparte în secolul 21. Apoi vorbim de apă potabilă în școli. Am vorbit cu o grămadă de elevi din liceele ploieștene, spun că nu au apă potabilă în școli, că apa care există la chiuvetă, da, în școli, nu se poate bea. Sunt obligați să-și cumpere apă de la, mă rog, comercianții din zonă și cumpără cu 5 lei sticla. Nu mi se pare corect ca un copil care se duce la școală și vrea să bea apă, să bea apă cumpărată cu 5 lei sticla. Sunt multe probleme, dar cred că ar trebui rezolvate pe rând și ar trebui să ne gândim și la motivarea procesului de Mulțumesc. Învățământ și nu numai la investiția în infrastructură. Mulțumesc, doamna Unghel. Domnul Iulian Teodorescu, candidatul PRM la primăria Ploiești. Două minute, domnule Teodorescu. Da. Trebuie să încep prin a face o paralelă cu municipiul Sibiu. Municipiul Sibiu a avut în 2015 un buget de 15% rezervat culturii și educației. Cred că aceasta este calea pe care trebuie să o apuce și Ploieștiul, pentru că pentru a vorbi de rezultate deosebite, trebuie să vorbim mai întâi de modalitatea în care se pot obține aceste rezultate și atunci trebuie să creăm un mediu concurențial. Mediu concurențial atât pentru elevi, cât și mediu concurențial pentru pedagogi. Și trebuie să spun că și până acum primăria s-a ocupat de, să spunem așa, premierea celor care au avut rezultate deosebite. Cred că acest sistem de premiere trebuie să se extindă. E singura cale prin care administrația publică locală poate să asigure un trai superior profesorilor și celor care au grijă de elevi. Tot prin o reanalizare a bugetului municipiului, trebuie să vedem condițiile în care își desfășoară activitatea atât elevii cât și pedagogii. Și atunci trebuie să vorbim aici, așa cum v-am spus mai înainte, despre o reinventariere a necesităților fiecărui locaj de învățământ, să vedem dacă se pot adapta unei nevoi actuale, europene, de păstrare a sănătății și de administrare a culturii și prin ce vreau să spun aceasta, pe lângă sări de clasă, pe lângă cancelarii, pe lângă terenul de sport, este nevoie și de acele cabinete medicale care au fost ignorate o perioadă de timp și este nevoie de a reinventa biblioteca pentru elevi, pentru că numai cititul, după părerea noastră, aduce omul în postura de om și depășește ceea ce a fost până a se naște om. De asemenea, trebuie să avem grijă de condițiile de deplasare a elevilor și am propus întotdeauna și mențin ideea că aceștia trebuie să beneficieze de transport gratuit și de protecție, dacă vreți, pe stradă. Mă miră că nici astăzi nu sunt montate relantisoarele în Ploiești, probabil se vor monta după ce începe Mulțumesc, vacanța elevilor. Domnule Tădrescu. Mulțumesc. Următorul candidat, domnul Mircea Horia Chilițescu, din partea PSRO. Două minute, proiectul pentru învățământ sau alt proiect pe care doriți dumneavoastră să-l prezentați. În privința proiectelor pentru învățământ, doamnelor și domnilor, consider că trebuie readus în centrul atenției politicii ploieștene Universitatea de Petrol și Gaze,
o instituție prestigioasă, atât la nivel național cât și local, care a înregistrat rezultate deosebite. Consider că cetățenii Ploieștiului trebuie să beneficieze mult mai mult în urma experienței corpului profesoral care există în această instituție de petrol și gaze, precum și a absolvenților care au reușit și au ieșit de pe băncile școlii, atât cei din România cât și cei din străinătate. Există semnale că acești absolvenți sunt dispuși la unele schimburi economice și culturale cu orașul Ploiești, bineînțeles, în beneficiul cetățenilor. De asemenea, există o strânsă legătură între învățământ, educație, mediul de afaceri local și național, primărie și Consiliul Local. Consider că este necesară reînființarea școlilor profesionale, deoarece există mai mult ca sigur posibilitatea ca în viitor să avem o lume de doctori și ingineri. Și atunci nomenclatorul meseriilor ar trebui să dispară. Avem nevoie de mecanici auto, de strungari, de sudori, de prelucrători prin așchiere și alte categorii, tehnicieni și operatori, care își pot desfășura o practică corectă în unități industriale, rămânând ca ulterior mediul de afaceri să poată recruta dintre aceștia persoanele potrivite și corespunzătoare ca pregătire pentru afacerea dumnealor. Vă mulțumesc! Domnul Marius Fenichiu, candidat independent. O să reiau tema transparenței în administrația publică locală, pentru că eu consider că este lipsa transparenței în administrație este cancerul care a generat atâtea neplăceri în Ploiești și atâtea nerealizări. Pentru că eu consider că primarul nu este patron într-o firmă, firma fiind primăria, ci trebuie să facă totul altceva. Voi dispune la începutul mandatului o evaluare a tuturor salariaților din primărie pentru ocuparea posturilor conform competențelor fiecăruia, după care voi organiza, voi dispune, voi solicita organizarea de concursuri transparente pentru ocuparea posturilor rămase libere. Voi face în așa fel încât firmele care fac această evaluare să fie selectate pe criterii obiective și nu de către salariați din primărie discreționar. Vă garantez că voi tăia abonamentele firmelor de partid la contractele cu primăria. Niciun contract nu va mai conține clauze confidențiale, niciun contract încheiat de primărie. Vă garantez că în calitate de primar independent voi transforma primăria Ploiești din sediul de partid într-o instituție care să servească exclusiv cetățeanul. Pentru a demonstra buna mea credință și bunele mele intenții ca viitor primar, liniște, vă rog. Am încheiat o declarație sub semnătura autentificată în fața unui notar că dacă nu voi respecta punctele din programul asumat, voi demisiona și voi ieși din viața publică pentru cel puțin un mandat. Mulțumim, domnul Marian Enache, candidat independent. Aveți la dispoziție 2 minute să vă prezentați proiectul nostru electoral. Aș vrea să întreb pe actualii politicieni și foștii politicieni dacă au auzit de strategia integrată de dezvoltare urbană. În această strategie există proiecte pe care Uniunea Europeană poate să le finanțeze prin bani europeni. Modernizarea școlilor, asigurarea paziei, crearea de noi grădinițe, cel puțin o grădiniță în fiecare an. Gândiți-vă că la un buget de 110 milioane cât are primăria Ploiești, se poate extrage 200 de mii și pune în buget pentru o grădiniță în fiecare an. Foarte multe lucruri se pot face. S-a vehiculat ideea că proiectele sunt comune, dar în această strategie se prevede faptul că avem nevoie de oameni integri și credibili. Întreb și eu, politicienii pot fi foștii și actualii, se încadrează la categoria integri? Nu, pentru că instituțiile abilitate au demonstrat că nu sunt integri. Sunt credibili? Nu sunt credibili, pentru că în 25 de ani, de fiecare dată vin în fața dumneavoastră și vă promit, urmând după aceea să-și facă jocurile politice și să încheie contracte astfel încât
să poată lua cei 10% din contracte, dacă nu mai mult, să poată da contracte prietenilor acestora și cunoștințelor și să poată duce bani de, la partid. Deci, proiectele sunt frumoase, dar avem nevoie de oameni integri și credibili. Ei au demonstrat că nu sunt nici integri și nici credibili. Așa că vă las pe dumneavoastră să trageți concluziile de rigoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt convins că ați generalizat în baza anchetelor DNA. Doamna Gabriela Anghel dorește să dea un drept la replică, însă făcând parte din clasa politică. Sunt convins că nu vă referează... Domnul Enache, vă rog frumos să demonstrați prin ce eu nu mă încadrez la categoria de om credibil și integru. Încă o dată, fac precizarea. Deci dumneavoastră, sigur, generalizați pentru că nu putem acuza pe nimeni în lipsa unei sentințe judecătorești definitive. Am vorbit de politicienii care au sentință definitivă. Mulțumesc. Și care sunt suspecți. Dacă vreunul din sală... Suspecții sunt nevinovați, sunt nevinovați. Dar politic și moral au o problemă. Deci dacă se consideră că sunt vizați, să-i rog să vină la microfon să spun. Da, fac eu precizarea. Concluzia mea este că ploieștenii gândesc și trag concluziile de rigoare și în consecință dă votul cui doresc. Mulțumesc. Repet, sigur, și dacă n-ați făcut dumneavoastră referirea, vă completez eu, v-ați referit la cei care au sentințe definitive date de o instanță de judecată, singura care poate dovedi vinovăția cuiva în țara românească. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Radu Popescu, candidat independent, 2 minute... Cred că se încearcă în a aduce o confuzie vis-a-vis de ceea ce înseamnă fișa postului și un program electoral. Marea majoritate a ceea ce s-a prezentat în această seară reprezintă fișa postului a oricărui primar. Trebuie să construiască, trebuie să modernizeze lucruri logice și normale, aș putea spune. În curicula școlară, primăria nu poate să intervină că nu este competentă. Dar în activitățile extracurriculare se poate implica și sunt foarte multe instituții care doresc să lucreze cu primăria, dar n-au avut un sprijin atât de mult așteptat. Și aș da câteva exemple. Agenția Națională Antidrog, de asemenea sunt cei care doresc să vină să aducă copiilor la cunoștință cum se face un prim ajutor, că dacă întrebăm probabil și de la noi din sală, nu sunt multe persoane care știu să facă aceste lucruri. Și când n-o să ne mai intereseze să cheltuim pe proiecte aproape inutile, gen laptele și cornul, care 80% din el nu este consumat și ne vom gândi și oare de ce, sau ne punem întrebarea de ce trebuie să aibă 15 kg un ghiozdan în clasele 1-4, poate atunci o să înțelegem că trebuie să ne îndreptăm noi ca municipalitate atenția către zona de învățământ prin ceea ce putem face extracurricular și cum putem să ajutăm acest copii extracurricular. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Ne apropiem de finalul dezbaterii, de aceea vom acorda în încheiere 1 minut și 30 de secunde pentru fiecare candidat să își completeze proiectele pe care le-am enumerat, să se caracterizeze. 1 minut jumate să vă convingă pe dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați oameni în sală, spectatori, să îl voteze. Începem în aceeași ordine. Doamna Grațiela Gavrescu, 1 minut și 30 de secunde, discuții libere, strict despre proiectele dumneavoastră și despre dumneavoastră, vă rog. Dragi ploieșteni, cele 110 măsuri sunt ale noastre, sunt ale tuturor, ale tuturor ploieștenilor. Sunt ploieșteancă de foarte multe generații și mai mult decât oricând îmi doresc să fiu primar al municipiului Ploiești, pentru că întreaga mea experiență politică, administrativă, îmi permite să conduc orașul Ploiești, dar nu singură și nu numai cu Consiliul Local, ci cu dumneavoastră. Este prima dată când ONG-urile, societatea civilă, asociațiile profesionale, oamenii de știință, de ce nu Universitatea de Petrol și Gaze, care a fost dată la o parte, trebuie să vină să conducă Ploieștiul. Este momentul să trăim într-un mediu sănătos, într-un mediu nepoluat, să vedem că pe șinile de tramvai circulă tramvaie electrice, că taxele și impozitele pentru cei care vor să-și ia o mașină electrică sau hibrid electrică este zero, că taxa și impozită pentru cei care vor să investească în spații verzi
este zero și așa mai departe. Vorbeam în 2004 de perdele forestiere, de ce înseamnă verde pentru Ploiești, de terase verzi. Vorbeam în 2004, când eram candidat la primăria Ploiești, că Ploieștiul este ultimul oraș din România la spații verzi. Așa este și astăzi. Trebuie ploieșteni să avem grijă, în primul rând, de sănătatea noastră. Am o rugăminte. Mergeți la vot pe 5 iunie, pentru că 5 iunie reprezintă votul dumneavoastră într-un singur tur. Unica posibilitate să vă alegeți aleșii locali, cei cu care trebuie să mergeți alături să vă conduceți comunitatea, în speță astăzi Ploieștiu, pentru 4 ani. Mulțumesc. Eu am încredere că... Mulțumesc frumos! Un minut și 40 de secunde, chiar cu 10 secunde e la fel, o să las pe fiecare să vorbească 10 secunde în plus. Uitați, trebuie să confirmați dumneavoastră. Domnul Cristian Ganea, candidatul PSD al primăriei Ploiești, un minut și 40 de secunde, vă rog, domnul Ganea. Mulțumesc. Mă numesc Cristi Ganea, sunt ploieștean, născut în Ploiești, am făcut școala în Ploiești, vreau să locuiesc în continuare în Ploiești, copilul vreau să trăiască alături de mine și de soția mea tot în Ploiești și aș vrea și nepoții să rămână tot în Ploiești. Nu vă pot promite foarte multe lucruri. În momentul acesta dețin o funcție, o funcție pe care mi-am asumat-o, o funcție pe care o să las ploieștenii să decidă dacă ceea ce am făcut bine sau rău. Mai mult nu pot să fac decât să mă chinui, să ajut ploieșteanul pentru o viață mai bună. S-au vorbit de spații verzi. Așa este. Ploiești este un oraș gri, un oraș închis. Trebuie dezvoltat infrastructura, trebuie investit în sport, în cultură. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem. Problema sunt banii. Banii sunt puțini și suntem prea săraci pentru a ne putea permite lucruri ieftine. Numai împreună putem să ajungem la un nivel de oraș european. Și pentru mine Ploieștiul înseamnă acasă. Niciodată, indiferent de rezultatul alegerilor, dacă un proiect va fi pus pe ordinea de zi, chiar dacă nu este din partidul meu sau este de la un independent, trebuie susținut, trebuie să lăsăm politica la intrare în primărie și să administrăm orașul, orașul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Mulțumesc, suficient! Haideți, vă rog, să lăsăm și următorul candidat. Domnii de la PSD, să lăsăm și următorul candidat, domnul Adrian Dobre, candidatul PNL la primăria Ploiești. Un minut și 40 de secunde, domnule Dobre, vă rog. Programul Partidului Național Liberal este un program foarte bine fundamentat. Am vorbit de sănătate, am vorbit de protecție socială, am vorbit de învățământ, putem vorbi de cultură, putem vorbi de multe alte lucruri, cum ar fi fiscalitatea, cum ar fi curățenia, cum ar fi spațiile verzi. Sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute pentru municipiul Ploiești. Dar cred că foarte important în aceeași măsură este și echipa care va ajunge să conducă și să administreze municipiul Ploiești. Alături de mine sunt oameni valoroși care au construit acest program și care mi-au stat alături în întreaga campanie. Sunt oameni care mă vor sprijini în continuare. În acest moment aș dori să mă adresez ploieștenilor și să îi rog să facă o comparație între ceea ce s-a întâmplat în mandatul 2008 și 2012, atunci când primar era Andrei Volosevici, omul care este alături de mine, și mandatul 2012-2016. Și cred că acesta este lucrul pe care orice cetățean, orice ploieștean trebuie să-l cunoască atunci când se duce pe 5 iunie la vot și alege echipa care va administra municipiul Ploiești. Echipa care a făcut ceva pentru municipiul Ploiești, echipa care a adus lumină în municipiul Ploiești, echipa care a scos municipiul Ploiești din praf. Asta este ceea ce ploieșteanul va trebui să facă în cabina de vot pe data de 5 iunie. Mulțumesc întregii mele echipe, mulțumesc ploieștenilor pentru încrederea pe care mi-o vor acorda pe data de 5 iunie. Mulțumesc. Îl invit pe domnul Raul Petrescu, candidatul UNPR.
La 28 de ani eram ales cel mai tânăr viceprimar din istoria Ploieștiului. În 1998 deveneam șef de promoție al cele mai importante școli generale din municipiul Ploiești, profesor Nicolae Simache. În 2002 absolveam Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Ploiești cu aceeași calitate. Am absolvit ulterior Facultatea de Științe Politice din București, după care un program masteral la Institutul Ovidiu Șincai pe management politic. Ulterior, mi-am continuat studiile în cadrul aceleiași universități din București, cea mai prestigioasă universitate din România, dar aflată în primele 1000 din lume, prin absolvirea unui nou program masteral, acela de relații de muncă și resurse umane, în cadrul Facultății de Administrație și Afaceri. După experiență de consilier parlamentar, vreme de un an, între 2006 și 2007, am intrat în rândul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia ca expert fonduri europene, după care a început prima mea experiență în administrația publică locală din 2012. Cred că este momentul ca de pe 5 iunie să-mi pun toată priceperea, toată experiența, toate competențele, toate abilitățile alături de tinerii mei colegi, cei mai tineri candidați la Consiliul Local Ploiești, pepiniera politicii locale și naționale din rândul UNPR, pentru a fi în slujba cetățenilor. Pentru ca meritocrația, pentru ca egalitarismul de șanse, pentru ca echitatea să fie principiile care vor guverna timpul administrația publică locală. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. Doamna Gabriela Angel, candidatul PND la primăria municipiului Ploiești. Un minut și 40 secunde, vă rog. Mulțumesc frumos. În 2015 am creat Partidul Național Democrat prin propriile forțe alături de câțiva colegi deputați și foarte mulți tineri. Am ales acest drum, deși este cel mai greu și cel mai dificil dintre toate pe linie politică, pentru că m-am gândit că este mult mai onest să creezi un nou partid în care să faci o politică așa cum îți dorești și cum o vezi, decât să încerci cumva să te afiliezi altor partide. Tot ce pot să vă spun este că nu a fost ușor, că am reușit să facem o echipă bună de specialiști care să o aducem ca și candidați în fața dumneavoastră. Am reușit să facem multe lucruri, inclusiv acest program pentru Ploiești, și cred cu toată tăria că vom reuși în continuare să facem o impresie bună atât în Consiliul Local cât și la primărie, în situația în care veți decide să alegeți Partidul Național Democrat. În altă ordine de idei, sunt absolvent de studii filologice, engleză-franceză, al Universității Petrol și Gaze. De asemenea, am făcut un master în managementul afacerilor prin proiecte la ASE, am urmat cursurile SNSPA de marketing politic și electoral, Institutul Diplomatic, Colegiul Național de Apărare și Academia de Înalte Studii de Comerț Exterior și Diplomație Economică. Consider că am acumulat suficient de multă experiență și că sunt un om liber ca să pot să conduc primăria Ploiești așa cum cu toții vă doriți. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc frumos! Domnul Iulian Teodorescu, candidatul PRM la primăria municipiului Ploiești. Trebuie să vă spun că dacă ar fi fost lângă mine domnul Ioan Onofrei, colonel, fost în conducerea ISU Prahova, v-ar fi spus: ploieșteni, salvați-vă! De ce acest lucru? Pentru că aproximativ 50% din blocurile Ploieștiului sunt în pericol, pe de o parte din cauza fostelor seisme, pe de altă parte din cauza uzurii, sunt blocuri construite acum 50-60 de ani. Trebuie să vă spun că Partidul România Mare are proiectele și are în minte posibilitățile de finanțare a reevaluării vieții dumneavoastră, a regenerării Ploieștiului. Așa că nu v-aș spune ploieșteni salvați-vă, ci ploieșteni aveți grijă de voi și pentru acest lucru vă rugăm să ne votați. Votați România Mare, nu mă aplaudați, votați-ne!
Mulțumesc foarte mult. Candidatul PSR, domnul Chirițescu, vă rog, 1 minut și 40 de secunde. Doamnelor și domnilor, nu mă voi abate de la tematica propusă de moderatorii acestei emisiuni și doresc să vă prezint câteva proiecte proprii, atât ale mele, dr. Mircea Horia Chirițescu, candidat al Partidului Social Românesc la funcția de primar, cât și a echipei mele de profesioniști alcătuită din oameni 100% noi în politică, un concept nou și în premieră numai pentru dumneavoastră. Deoarece, ca și dumneavoastră, probabil m-am săturat de plimbări cu vaporașul pe pârâul Dâmbu sau probabil un concurs de pescuit ligiane sau ce mai fi depozitat pe acolo, consider un plan extrem de simplu, adâncirea lui, betonarea, deasupra prezent, să aplicăm niște elemente betonate care să susțină o greutate și să amenajăm o parcare pentru cetățenii din zonă, pentru vizitatori și pentru cei care sunt în tranzit în localitatea noastră. De asemenea, având în vedere prevederile foarte clare ale ordonanței 195 din 2005 privitoare la protecția mediului și doamna ministru aici de față probabil îmi va spune că nu greșesc, responsabilitatea privitoare la protecția mediului, doamnelor și domnilor, este a autorității publice locale. Adică aici am în vedere un pasaj subteran în zona Piața Victoriei și Piața Eroilor. Am concursul cetățenilor care locuiesc în acea zonă, se reduce zgomotul și factorii poluanți. În încheiere, probabil o să copiez pe cineva și o să închei în stilul domnului președinte Mircea Gioană. Doamnelor și domnilor, să fiți binecuvântați de Dumnezeu și vă mulțumesc pentru atenție. Îl invit pe domnul Marius Fenichiu, candidat independent, și fac o precizare. Am văzut că niciunul dintre dumneavoastră nu a lansat și un mesaj electoral către ploieșteni. La sfârșit, dacă doriți, vă mai acord un minut întrucât ne încadrăm, să aveți un minut care să le spuneți, pentru că ne-am încadrat, nu au fost intervenții. Vă mai dau un minut în care să vă transmiteți mesajul electoral, să vă rog să vă uitați în acele camere și sau să spuneți ce reprezintă Ploieștiul pentru dumneavoastră. O să mai aveți încă un minut. Mesajul dumneavoastră pentru cei care se uită la noi. Atunci, domnule Fenichiu, un minut și jumătate. Numele meu complet este Fenichiu Ion Marius. Am 48 de ani. Sunt jurist de profesie. Sunt căsătorit de 26 de ani. Pe 1 iunie aniversez 26 de ani de căsnicie. Am o fiică în vârstă de 25 de ani căsătorită. Vreau să devin primarul Ploieștiului pentru că, dincolo de vârsta pe care o consider optimă, consider că în cei 24 de ani de politică, pentru că majoritatea probabil că știu, am făcut parte din clasa politică, pe care am părăsit-o anul trecut, pentru că nu am acceptat să intru în măcir la compromisurilor și am decis să merg independent, ca împreună cu ploieștenii să schimbăm Ploieștiul, atât fizic, cât și din punct de vedere al mentalității oamenilor și a atitudinii, a modului de a face administrație în Ploiești. Și transmit ploieștenilor că dacă vor un Ploiești cu adevărat independent, un Ploiești care să beneficieze de o administrație în folosul ploieștenilor și în folosul cetățenilor, să nu mai voteze mafia politică, ci să voteze un primar independent care vrea să fie primar al oamenilor și nu al partidelor politice, un primar al cetățenilor pe care îi reprezintă, ci nu al intereselor de partid, al intereselor grupurilor de afaceri sau ale oricui care urmărește doar binele personal. Mulțumesc, domnule Fenichiu. Domnule Nache, un minut și jumătate să vă completați proiectele, dacă mai aveți ceva de adăugat, sau să vorbiți liber despre ce doriți dumneavoastră. O să vă acord și minutul de final pentru mesajul electoral. Vă rog. Marian Nache și m-am înscris în această cursă pentru primar al Ploieștiului, pentru că nu mai vreau să văd o circulație care este dezastruoasă în zona Podul Înalt, care este dezastruoasă în zona Bariera București. Soluții sunt, n-au fost puse în practică, de fiecare dată vin politicienii și se plâng pentru lucruri pe care puteau să le facă și nu le-au făcut. Nu vreau să mai văd școli care nu sunt modernizate. Statistica spune că 50% din locurile de la grădiniță sunt
din 100% cereri, doar 50% pot fi rezolvate. De asemenea, se vorbește de 50% din construcții care sunt, care au probleme în caz de cutremur. Se vorbește de străzi, de parcări care nu există, de parcări care există una lângă alta și parcări care sunt inexistente în zona halelor centrale sau Hotel Prahova. Foarte multe lucruri care pot fi făcute, pot fi realizate cu fonduri europene, pe care oamenii politici se tot plâng în fiecare dată, la fiecare alegeri și pe care nu sunt în stare să le rezolve. Eu m-a crescut o companie multinațională, 32 de ani în domeniul petrolului, am proceduri foarte clare pe care eu le aplic în această companie, am echipe de proiect, am proiecte mai mari decât ca buget, decât bugetul primăriei, am o expertiză în acest domeniu. Mulțumesc. Și în acest sens vă rugăm să alegeți dumneavoastră care e candidatul. Mulțumesc, mulțumesc. Îl invit pe domnul Radu Popescu, candidat independent la primăria municipiului Ploiești, un minut și 40 de secunde, 30-40 cu limita aceasta. Vă rog. Vin în fața ploieștenilor cu un concept, având trei puncte. În primul rând, eradicarea corupției. Și consider că prin schimbarea și aducerea candidaților de rezervă ai partidelor politice, acest lucru nu poate fi rezolvat. Al doilea punct îl reprezintă transparența. Și când spun transparență, înseamnă că trebuie să introduci și să aduci lângă primărie societatea civilă care să participe la elementul decizional din cadrul municipiului Ploiești și nu în ultimul rând să aducem eficiență în administrația publică. Pentru că dacă aducem eficiență în administrația publică, rezolvăm tot ce trebuie să rezolvăm, ce este de rezolvat și de asemenea reformăm administrația publică de la Ploiești care să fie deschisă către mediul de afaceri și către cetățean. Sunt Radu Popescu, picătura de bine pentru Ploiești, iar poziția 13 pe buletinul de vot este cu noroc pentru Ploiești anul acesta. Vă mulțumesc! Întrucât ne-am mișcat destul de bine și nu au fost întreruperi, vă putem acorda din spațiul de emisie încă un minut. Așadar, dacă doriți ultimul minut, vă acord cuvântul, dacă nu, încheiem aici emisiunea. Vreți minutul, doamna Grațiela, vă rog. Da. Este minutul meu și al ploieștenilor și al echipei ALDE. Suntem adevărați liberali. Am făcut un program de măsuri, 110 măsuri împreună cu dumneavoastră. Dacă le veți citi, veți vedea un program de guvernare autentic, de bun simț, la care s-a pus multă, multă pricepere și experiență și așa cum am fost. Desemnată ca cel mai bun ministru al mediului în ultimii 25 de ani. Și nu este întâmplător, așa voi fi cel mai bun primar al Ploieștiului. Și spun un lucru, dacă în 11 luni, de la absorpție de 5%, am dus absorpția la 100%, am mărit suprafața României cu 33 de hectare, am reușit să mă bat cu austriecii pentru pădurile României, așa voi face împreună cu echipa ALDE și cu echipa noastră a Ploieștiului, ca Ploieștiul să fie reprezentativ pentru întreaga țară, pentru români și pentru România. Asta înseamnă naționalism local, să-ți iubești în primul rând și în primul rând aproapele, dar nu în ultimul rând cei care îți sunt de sânge, adică românii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Cristi Ganea, candidatul PSD la primăria Ploiești. Voi fi foarte scurt. Mesajul nostru electoral și pentru cei care se uită la noi. Vorbele au devenit fapte în acel scurt mandat pe care am avut onoarea să slujesc cetățenii acestui oraș. Sper că și de acum înainte voi putea face dovada că mă țin de cuvânt. Nu am promis niciodată nimic, întotdeauna am promis că voi încerca. Voi închide prin a vă mulțumi tuturor susținătorilor din această sală și ei mei și ai colegilor mei. A fost o seară interesantă, o seară educativă. Fapte, nu vorbă. Gata, mulțumesc. Gata, mulțumim.
Domnul Adrian Dobre, candidatul PNL la primăria Ploiești, mesajul dumneavoastră electoral pentru ploieșteni, un minut, vă rog. Îi invit pe ploieșteni pe data de 5 iunie să participe la vot. Îi invit pe ploieșteni ca pe data de 5 iunie când merg la vot să nu se mai lase mințiți. Îi invit pe ploieșteni să cântărească foarte bine ofertele electorale, să cântărească foarte bine echipele și oamenii din echipele respective. Și echipa care a făcut treabă, echipa care a demonstrat că ceea ce și-a propus a și reușit să facă pentru Ploiești, să fie echipa pe care ei o aleg. Eu fac parte din această echipă a Partidului Național Liberal, iar lângă mine sunt oameni de valoare, așa cum este și Andrei Volosevici, așa cum sunt mulți alți oameni care, având specialități diferite și fiind specialiști pe diverse domenii, sunt în echipa mea. Aceasta este echipa cu care vin în fața ploieștenilor și cu care voi câștiga alegerile pe 5 iunie. Mulțumesc! Un minut și pentru domnul Raul Petrescu, care a dat un EPR. Pentru că vom organiza referendum la orice proiect cu impact public. Pentru că vom miza pe consultări publice. Pentru că vom înființa un club al copiilor, cum Ploieștiul nu are în acest moment, în care toți copiii ploieștenilor să-și poată valorifica și dezvolta abilitățile. Pentru că vom institui titlul de profesor al anului. Pentru că vom stimula meritocrația. Pentru că vom readuce normalitatea și performanța la nivelul administrației publice locale. Pentru că vom miza pe schimbarea generației de politicieni pe 5 iunie. Pentru că vom reuși să aducem acest oraș ca lider al provinciei. Vă invit pe 5 iunie să votați Raul Petrescu la primăria Ploiești și echipa UNEPR la Consiliul Local. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Gabriela Angel, PND, candidatul PND. Dragi ploieșteni, știți cu toții cât de bine trăiți. Știți cu toții, se simte în buzunarele dumneavoastră dacă acest oraș a fost condus bine sau rău în ultimii 25 de ani. Numai dumneavoastră știți cum a trăit, numai dumneavoastră știți ce ați avut și ce n-ați avut. Ce pot să vă spun este că pe 5 iunie Ploieștiul are o șansă. Ieșiți din vraja campaniei electorale, gândiți-vă că în acest oraș trăiți în fiecare zi atât părinții dumneavoastră și copiii dumneavoastră și gândiți-vă că acest oraș trebuie să aibă un primar liber. Altfel, în permanență vom plăti tribut partidelor care vor cere întotdeauna de la exponenților. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Teodorescu, candidatul PNL, mesajul dumneavoastră electoral, vă rog. Iulian Liviu Teodorescu, reprezint Partidul România Mare în bătălia pentru primăria municipiului Ploiești. Trebuie să vă spun că anul trecut, în momentul în care era doliu pe Casa Albă a Ploieștiului, am reușit să aduc echilibrul și speranța în administrația ploieșteană, am reușit să aducem bani care să poată să conducă ploieștenii pe un drum normal. Votați Partidul România Mare, votați Iulian Liviu Teodorescu la primar și ploieșteni, aveți grijă de voi, ceea ce votați este ceea ce veți merita. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Mircea Chirițescu, candidatul PSRO, mesajul nostru electoral pentru cei care se uită la noi. Un minut. Doamnelor și domnilor, stimați cetățeni ai orașului Ploiești, sunteți singurii care aveți calea legală în a sancționa politicienii prin votul dumneavoastră. Vă rog, înainte să vă alegeți favoritul sau favoriții, să evaluați deplina capacitate morală, intelectuală a acestora în a vă rezolva problemele și a nu pune înainte interesul personal, înainte de interesul comunității, interesul cetățenilor orașului Ploiești. Drept pentru care vă rog frumos, dacă doriți o schimbare, fiindcă este necesară, votați Mircea Chirițescu și echipa PSRO la primăria Ploiești. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Marius Fenichiu, candidat independent.
Un minut. Bazându-mă pe faptul că promisiunile sau temele cuprinse în programul electoral nu sunt vorbe goale, vreau să transmit un mesaj special suporterilor petroliști. Am asumat clar și concis că echipa de fotbal Petrolul va redeveni a ploieștenilor, va fi finanțată și administrată direct de către Primăria Ploiești, ci nu prin intermediari, pentru a sifona banii publici. Vă rog mult, lăsați-l să-și termine ideea, vă rog mult. Continuați. Ceea ce va fi o garanție că va face și performanță. Este cel puțin incomod pentru reprezentanții partidelor acest mod de a aborda situația pe Petrolul, pentru că s-au obișnuit să fure banii publici sub ideea că îi pompează la echipa de fotbal. Nu se va mai întâmpla așa, garantez. Vă rog. Și atunci... Vă rog, liniște. Continuați, vă rog. Transmit ploieștenilor, dacă vor un primar independent pentru un Ploiești administrat corect, să voteze poziția 11 pe buletinul de vot, Fenichiu Ion Marius. Mulțumesc, domnule Fenichiu. Domnule Enache, un minut. Dragi ploieșteni, dacă vreți să nu mai fiți mințiți, să nu mai fiți furați de către foști politicieni sau actual politicieni, vă rog să votați Marian Enache. Pe mine, multinațional, m-a format ca petrolist, am în spate petroliștii din acest oraș, m-a format ca om prin cursuri, prin modul de lucru. Pe de altă parte, aveți alternativa, așa cum unul din colegii noștri spuneau că partidele sunt structuri mafiote. Vă rog să decideți dumneavoastră aceste structuri ce fel de oameni formează. În consecință, vă rugăm să votați un profesionist care știe ce are de făcut la Primăria Ploiești. Votați poziția 12 pe buletinul de vot. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul minut, domnul Radu Popescu, candidat independent la Primăria Municipiului Ploiești. Vă rog! Ce vă pot spune este că am vârsta, am experiența și sunt pregătit să vă reprezint. Sunt Radu Popescu, candidat independent, picătura de bine pentru Ploiești. Duminică, mergi la vot. Nu lăsa pe altul să decidă pentru tine. Și cât sunt încă în Ploiești, de ce nu moare. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Aici se încheie dezbaterea. Vă mulțumesc foarte mult că ați respectat indicațiile postului Will TV. Așadar, stimați spectatori și telespectatori, doar la Will a fost ținută această dezbatere cu toți candidații. Sperăm ca ploieștenii să fi fost convinși să voteze în cunoștință de cauză.